Direcția regională de drumuri și poduri Constanța a început lucrările la podul situat pe DN3B peste canalul siderurgic. În momentul de față, angajații de rete pe Constanța intervin în regim de urgență pentru remedierea punctuală a dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație la podul de pe DN3B Călăraș. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 31 iulie 2019. În acest moment, circulația se desfășoară pe ambele sensuri cu închiderea unei benzi de circulație și devierea traficului pe cealaltă bandă pe același sens. Șoferii sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnificația semnalizării rutiere temporare.